Relația specială a Marii Britanii cu SUA a suferit o lovitură în mediul virtual. Ambasada Britanică a găsit potrivit să aniverseze pe Twitter 200 de ani de la incendierea casei albe de către britanici. Pe contul de Twitter, Ambasada Britanică a postat o fotografie și o scurtă urare ce s-au dorit amuzante, însă nu au reușit decât să irite americanii. Sub fotografia unui tort sub forma casei albe, Ambasada Britanică a comentat Comemorăm a 200-a aniversare a incendierii casei albe, numai artificii de această dată. Mai mulți internauți au acuzat însă prostul gust al ambasadei. După doar trei ore, aceasta a fost nevoită să își ceară scuze pentru glumă cu o nouă postare în care spunea că intenția a fost să marcheze un eveniment important și să sărbătorească prietenia britanico-americană. În asediul Washingtonului din august 1814, trupele americane au fost înfrânte la Blandesburg de trupele britanice conduse de generalul Robert Ross, care a ocupat orașul Washington și a distrus o serie de imobile, printre care și Casa Albă.